Decizia de suspendare a alegerilor locale noi din municipiul Bălți a stârnit revoltă în rândul localnicilor. S-au indignat mai ales cei porniți la urne să își exprime dreptul de a vota. Unii însă au fost atât de supărați încât nu și-au putut stăpâni lacrimile, crezând sincer că odată cu acest scrutin viața lor în Bălți se va schimba. Decizia CEC-ului de a suspenda scrutinul din Bălți a dovedit șocantă și plină de dezamăgire pentru unii locuitori ai municipiului, porniți la urne să decidă soarta localității. Supărată că nu va mai putea face acest lucru și că viața ei în Bălți va rămâne neschimbată, o femeie a început să plângă. Postată pe Facebook, imaginele s-au viralizat rapid. Este o dezordine, o nesimțire strașnică. Bărbatul mi-a murit, copiii au plecat pentru că e imposibil să trăiești cu aceste salarii. Mă doare sufletul, e catastrofă ce se întâmplă în țară. Ai impresia că au revenit anii 90 și gata. Cale-ntoarsă au făcut și alți locuitori ai capitalei de nord după ce ajunși în incinta secțiilor de votare. Reprezentanții de acolo le-au spus că alegerile au fost amânate. Alegerile au fost amânate. De ce? Pur și simplu au fost amânate. Dar ce, astăzi nu vom vota? Nu, în altă zi. Credeam că totul va fi bine, dar data viitoare deja nu mai vin. De ce? Cum să vin? Măcar să fi fost sănătoasă. Ca să ajung aici, trebuie să mă odihnesc de 4 ori pe bănci. La această secție de votare au fost în jur de 20 de persoane care au întrebat ce se întâmplă. În secție au fost afișată informația potrivit căreia turul 2 a fost amânat. De altfel, oamenii critică dur suspendarea alegerilor și spun că nu mai știu ce se întâmplă în orașul lor. Nimic bun nu ne așteaptă, nimic concret nu spun. Ce vor aceia fac? Își bat joc de popor. 48% din oameni au votat, au șters și au uitat. Nimic mai mult nu pot spune. Chiar și secțiile au fost închise și ce va fi acum? Noi vrem să știm ce se întâmplă, vrem să știm cine va fi primarul orașului nostru. La ora 7:00, reprezentanții secțiilor de votare din Bălți au făcut coadă la Consiliul Electoral de Circumscripție pentru a restitui ștampilele, buletinele de vot și alte atribute necesare scrutinului. Plecăm cum la primărie să dăm buletinile conform indicațiilor CEC. Asta e tot. V-ați conformat? Da, sigur. Câte buletine aveți? 1456. 1456 de buletine avem. 1456. Jumate în rusă, jumate în română. Buletinile de vot avem. Le-ați adus? Da, le-am adus toate să le restituim. Când ați fost anunțată? Acum dimineață, după ce s-a luat decizia. Câte buletine aveți? 798. Toate secțiile au dus buletinele așa cum trebuiau să fie împachetate. Buletinele toate sunt date la pază și se află în sediul Consiliului Electoral de Circumscripție. În primul tur al alegerilor locale din Bălți, candidatul partidului politic Șor, Marina Tauber, a acumulat 47,93% din voturi, iar contracandidatul său, Nicolae Grigorișin, 20,93% din sufragii.